Examen la matematică, școala de subofițeri de pompier și protecție civilă din sesiunea ianuarie 2018. De primul set de 5 exerciții propuse. Exercițiu 1. Mulțimea soluțiilor întregi ale ecuației 3x-5 egal cu 4 este. Să rescriem această ecuație. Este vorba de ecuație de gradul 1. X este necunoscută. Rezultă în continuare, trecem pe minus 5 în partea dreaptă cu sens schimbat, deci avem 3x egal cu 5 plus 4. Facem într-un ritm pentru toată lumea. Rezultă de aici 3x egal cu 5 plus 4 este 9. Scriem rezultă mai departe, x este egal cu, am împărțit cu 3 în ambii membri, egal cu 9 supra 3, de unde rezultă x este egal cu 3. Deci mulțimea soluțiilor, să notăm cu S, este egală cu mulțimea formată dintr-un singur element, 3. Mai anunțăm faptul că 3 este un număr întreg. Deci este corectă dată soluția. Soluție care, iată, este confirmată de propoziția de la punctul B. Deci pentru primul exercițiu corect este B. Și trecem acum mai departe la următorul exercițiu. Exercițiul numărul 2. Pentru ecuația x pătrat minus 7x plus 10 egal cu 0, suma rădăcinilor este. Să rescriem ecuația, deci x pătrat minus 7x plus 10 egal cu 0. Mai întâi vom afla cele două rădăcini. Putem să facem acest lucru în două moduri. Iată, mai întâi să recunoaștem coeficienții, facem pentru toată lumea. A egal cu 1, B egal cu minus 7 din ecuația generală și C este egal cu 10. Apoi vom calcula pe delta, discriminantul ecuației, egal cu, așa cum arată în formulă, b pătrat minus 4ac, egal cu, și facem înlocuirile, b este minus 7, deci înlocuim cu fidelitate, în loc de b, minus 7 la pătrat, minus 4 ori a, a este 1, și c, care este 10, ori 10. Efectuăm calculul, este egal mai departe cu 49, am avut un număr negativ ridicat la pătrat, minus 4 ori 10, 40, egal cu 9, care, fiind mai mare decât 0, urmează că putem să trecem la aflarea rădăcinilor. X1, 2, conform formulei cunoscute, este egal cu minus b, plus sau minus radical din delta, scriem și aici formula, supra 2a, supra 2a. Este egal cu și înlocuim acum, deci este egal mai departe, minus b, deci minus, începem cu minus, din formulă, urmează b, atenție, este minus 7, b este minus 7, plus sau minus radical din delta, radical din 9, calculat mai sus, supra 2 ori a, adică ori 1. Este egal mai departe cu 7 plus minus, radical din 9 este 3, totul supra 2. Deci x1, 2 este egal cu, și mergem în două direcții, mai întâi este egal cu 7 minus 3 supra 2, deci 7 minus 3 supra 2, egal cu 4 supra 2, egal cu 2. Și 7, o altă rămură, 7 plus 3 supra 2, egal cu 10 supra 2, egal cu 5. Rezultă de aici că soluția ecuației de gradul 2 este mulțimea formată din elementele 2 și 5.
Atenție însă la text, la cerință. Se cere suma rădăcinilor. Deci suma rădăcinilor este 2 plus 5 este egal cu 7. Deci rezultatul de la acest exercițiu este 7, care este confirmat, iată, la punctul C. Deci pentru 2, C este răspunsul corect. Aici vrem să mai facem o observație pentru cei care vor să rezolve și știu să rezolve într-un alt mod această ecuație. Iată, x pătrat minus 7x plus 10 egal cu 0. Se mai poate scrie, deci putem echivala cu x pătrat minus 2x minus 5x plus 10, metodă utilizată de elevii de clasa 8-a. Respectiv, în loc de minus 7x, am scris minus 2x minus 5x. Este echivalent mai departe această formă. Dăm factor comun între primii doi pe x, pe lângă x minus 2 și din ultimii doi, minus 5x plus 10, dăm factor comun, atenție, pe minus 5. Deci pe minus am dat, factor comun se va schimba semnul al doilea termen. Deci minus 5 pe lângă x minus 2 este egal cu 0. Dăm factor comun acum paranteza, adică pe x minus 2 și obținem x minus 2 pe lângă x minus 5 egal cu 0 și de aici rezultă x minus 2 egal cu 0, avem un produs de 2 factori egalat cu 0, ori asta se întâmplă dacă oricare dintre ei este 0. Dacă x minus 2 este 0 sau dacă x minus 5 este egal cu 0. Din prima rezultă x este egal cu 2, iar din a doua ecuație de grad 1 rezultă x este egal cu 5. Și de aici, bineînțeles, să zicem S, suma lor este egal cu 2 plus 5, egal cu 7 și iată și această metodă de rezolvare a aceleiași exercițiu. Trecem mai departe la exercițiul 3. Putem să continuăm aici. La exercițiul 3. Fie funcția f definită pe r cu valori înari dată de legea f de x egal cu minus 3x plus 2. Valoarea produsului f de 1 ori f de 0 este... Să rescriem legea prin care este dată funcția, iată, f de x este egal cu minus 3x plus 2, este vorba de o funcție de gradul 1. Vom calcula f de 1 și f de 0. Cele două valori care pe urmă, la care pe urmă trebuie să calculăm produsul. Deci f de 1 este egal cu, înlocuim, avem valoarea numerică a funcției f în punctul 1, minus 3 ori 1 plus 2 este egal cu minus 3 plus 2 egal cu minus 1. F de 0 este egal cu minus 3 ori 0 plus 2 egal cu 0 plus 2 egal cu 2. Și de aici, bineînțeles, rezultă în continuare, deci rezultă că f de 1 ori f de 0 este egal cu, înlocuim cu f de 1 cu minus 1, deci minus 1, ori 2 egal cu minus 2. Acesta este produsul. Produs care, iată, este confirmat de răspunsul de la propoziția A, minus 2. Deci la 3, răspuns corect este A. Trecem mai departe la exercițiul 4. Fie sistemul de ecuații 2x plus y egal cu 3, x minus y egal cu 6, atunci produsul x ori y este. Să rescriem rapid sistemul, așa cum este dat el. Vom aplica aici metoda reducere, este cea mai eficientă. Vom aduna membru cu membru cele două ecuații, întrucât putem beneficia de reducerea lui y. Deci y minus y se reduc. 2x plus x este 3x, egal 3 plus 6 este 9. De aici rezultă, mai departe,
că x este egal cu 9 supra 3 egal cu 3. Dacă x este egal cu 3, atunci rezultă, putem înlocui în oricare dintre ecuații, preferăm pe a doua, înlocuind pe x cu 3, avem 3 minus y egal cu 6. Rezultă de aici, y, trecem pe y în partea dreaptă cu semn schimbat și citim de la dreapta la stânga. Trecem și pe 6 de asemenea în partea stângă cu semn schimbat. Deci y va fi egal cu 3 minus 6 egal cu minus 3. Dacă x este egal cu 3 și y este egal cu minus 3, atunci rezultă că produsul, căci produsul se cere, deci produsul x ori y este egal cu 3 ori minus 3 egal cu minus 9. Minus 9 se regăsește la punctul B. Așadar, B este răspunsul corect la exercițiu 4. B. Și în sfârșit, ultimul exercițiu din acest set este exercițiul 5. Deci 5. Media aritmetică a numerelor A egal cu minus 2, B egal cu 4 și C egal cu 7 este. Deci, dacă avem numerele minus 2, 4 și 7, media aritmetică se cunoaște, este egal cu suma numerelor împărțit la numărul lor. Deci va fi egal cu suma numerelor, adică minus 2 plus 4 plus 7 supra câte numere avem? 3. Deci supra 3. Este egal cu 11 minus 2, deci să scriem 11 minus 2 supra 3, este egal cu 9 supra 3 egal cu 3. 3 este media aritmetică a celor 3 numere. Deci răspunsul corect este B. La 5 avem răspunsul corect B. Următorul set de 4 exerciții, 6, 7, 8 și 9, de exercițiul 6. Soluția reală a ecuației radical din x plus 1 egal cu 2 este. Să rescriem această ecuație. Este vorba de o ecuație irațională, căci necunoscuta se află sub radical. Vom începe prin a pune condiții de existență a ecuației, respectiv de existența radicalului. Radical din x plus 1 există dacă x plus 1 este pozitiv, deci pregătim axa reală să vizualizăm acest domeniu de existență a ecuației. Deci condiția x plus 1 mai mare sau egal cu 0, de aici rezultă că x este mai mare sau egal decât minus 1. Deci aici dacă avem minus 1, atunci minus 1 plus infinit, iată, paranteză dreaptă, este de la minus 1 la plus infinit. Să ilustrăm acest lucru. Acesta este domeniul de existență în această zonă. Putem avea soluțiile ecuației. Și acum vom rezolva, propriu-zis, ecuația noastră, deci ecuația radical din x plus 1 egal cu 2. Da? Trecem aici rezolvarea. Vom ridica la pătrat, deci ridicăm la pătrat în ecuația inițială, pentru eliminarea radicalului. Avem, să scriem acest lucru, radical din x plus 1 totul la pătrat este egal cu 2 la pătrat. De aici rezultă, se elimină radicalul, avem x plus 1 egal cu 4. Rezultă mai departe, x este egal cu 4, egal cu 4, minus 1, egal cu 3. 3 se află în zona admisă, adică în domeniul de definiție, fapt pentru care putem declara soluția ca fiind mulțimea formată din elementul 3. 3 este deci soluția ecuației surprinsă la punctul A. Da?
Deci pentru 6, răspunsul corect este A. Și trecem mai departe la următorul exercițiu, la exercițiul 7. Fie funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egal cu x la 3-a. Suma f de 1 plus f de 2 este, să scriem legea prin care este dată funcția mai întâi, f de x egal cu x la puterea 3-a. Apoi calculăm f de 1, valoarea funcției în punctul 1, este 1 la 3-a, egal cu 1. Și f de 2. F de 2 este egal cu 2 la puterea 3-a, egal cu 8. De aici rezultă că suma cerută, deci rezultă că f de 1 plus f de 2 este egal cu 1 plus 8 egal cu 9. Rezultatul acceptat la punctul B. Deci pentru 7, răspuns corect este B. Trecem mai departe, următorul exercițiu. Este vorba de o ecuație exponențială. Soluția ecuației 3 la x plus 2 egal cu 27 este. Deci exercițiu 8. Să rescriem ecuația. 3 la puterea x plus 2 este o ecuație exponențială, căci necunoscuta se află la exponent, egal cu 27. Aici nu avem condiții, x aparține lui R, este domeniul de existență. Vom căuta să avem aceeași bază. Avem 3 la puterea x plus 2 mai întâi, egal cu 27 este cubul lui 3, deci 3 la puterea a 3-a. Avem egalitatea dintre două exponențiale de aceeași bază, rezultă aici că și exponenții sunt egali, respectiv x plus 2 este egal cu 3. Rezultă mai departe că x este egal cu 3 minus 2 egal cu 1. Rezultă deci, putem declara soluția, este mulțimea formată din elementul 1, care este confirmat la punctul A. Deci pentru 8, răspunsul corect este A. Și în sfârșit, exercițiul 9. Deci exercițiul 9. Deci 9. Numărul logaritm în bază 2 din 4 plus logaritm în bază 2 din 2 este. Să scriem așa cum este dat el, logaritm în bază 2 din 4 plus logaritm în bază 2 din 2. Aici se aplică două formule logaritmice simple. Respectiv vom scrie mai întâi logaritm în bază 2 din 4 ca fiind logaritm în bază 2 din 2 la puterea a doua plus logaritm în bază 2 din 2 care este 1. Logaritmul bazei este 1. Egal mai departe, avem logaritm în bază 2 din 2 la a doua este formula cunoscută, logaritmul unei puteri a bazei este exponentul puterii. Deci este 2 plus 1 egal cu 3. Și am rezolvat în felul acesta și exercițiul 9. Răspunsul corect este B. La 9, răspuns corect B. Trecem la următorul set de exerciții, de la 10 la 13. Exercițiul 10. Fie matricele A egal cu 1 minus 1, 0, 3 și B egal cu 2, 0, 1 minus 4 din M2 peste R. Valoarea expresiei 2A minus B este... Să scriem această expresie, iată, 2A minus B egal cu, și acum vom explicita, matricea A este 1 minus 1, 0, 3, iată, și minus matricea B, o scriem rapid și pe aceasta, 2, 0, 1 și minus 4. Efectuăm operațiile, mai întâi operația de mulțire a primei matrici cu 2, conform regulii cunoscute, se mulțesc toate elementele cu 2. Deci prima matrice devine 2 ori 1, 2, 2 ori minus 1, minus 2, 2 ori 0 este 0 și 2 ori 3 este 6. Și minus 2, 0, 1, minus 4.
Aici am putea aborda problema în două moduri, fie că mulțim prima dată elementele matricei cu minus 1, a doua matrice vorbesc, și pe urmă adunăm pozițiile corespunzătoare ale elementelor, fie că pur și simplu efectuăm scăderea tuturor elementelor conform poziției corespunzătoare. Așa vom face, deci 2 minus 2, primul element este 0, apoi minus 2 minus 0 este minus 2, 0 minus 1 este minus 1 și 6 minus minus 4, atenție la semn, este 6 plus 4 este 10. Iar acest rezultat îl obținem sau este declarat la punctul C. 0 minus 2 minus 1, 10. Deci C este rezultatul corect. Și trecem mai departe la următorul exercițiu. Exercițiul 11. Fie determinantul D egal cu 3104, valoarea lui D este. Să scriem acest determinant. Da? Determinantul D egal cu 3104. Regula de calcul a determinantului de ordin 2, 3 ori 4, prima diagonală, minus 0 ori 1, este egal cu 12 minus 0 egal cu 12. Rezultatul corect este C. Deci la 11, rezultatul corect este C. Mai departe, următorul exercițiu este exercițiu 12. Fie legea de compoziție X cerculeț Y sau X compus cu Y egal cu XY plus X plus Y plus 12, XY aparținând lui R. Atunci 2 operat cu 3 este. Deci să scriem legea de compoziție, X cerculeț Y este egal cu XY, deci prima parte mulțită cu a doua parte, plus prima parte X, plus prima parte X, plus a doua parte Y, plus 12. Avem de calculat 2 compus cu 3. Deci după această lege de compoziție este egal cu, la noi prima parte este 2, a doua parte este 3. Deci pe X îl vom înlocui cu 2 și pe Y cu 3. Vom avea 2 ori 3 plus prima parte 2 plus a doua parte 3 plus 12. Egal cu, efectuăm înmulțirea, 6 plus 2 plus 3 este 5 plus 12 este 17. Egal cu 6 plus 17, 20 și 3. Deci B este rezultatul corect. La 12, rezultat corect este B. Și în sfârșit 13 din acest set de exerciții. Deci exercițiu 13. Suma coeficienților polinomului f egal cu 3x la 3a minus 2x pătrat plus 3x minus 1 este. Deci polinomul este f egal cu 3x la 3a minus 2x pătrat plus 3x minus 1. Valoarea funcției polinomiale în punctul 1 va fi suma coeficienților. Practic, dacă x-ul la x se dă valoarea 1, atunci f de 1 este suma coeficienților. Iată, într-adevăr, f de 1 este egal cu 3 ori 1, bineînțeles, minus 2 ori 1, de asemenea, plus 3 ori 1, plus 3 minus 1. Este egal cu 1, 3 minus 2, plus 2, 3 minus 1. Egal cu 3. Și răspunsul corect este punctat la B. Deci pentru 13 avem B. Am trecut la următorul set de exerciții, de la 14 la 16.
Exercițiu 14. Mulțimea soluțiilor in ecuației 3x minus 2 mai mic decât 1 este. Să rescriem această inecuație în ecuație simplă de gradul 1. Se poate rezolva prin metode de clasa 8. Deci rezultă 3x, trecem pe minus 2 dincolo cu semn schimbat, mai mic decât 2 plus 1. De aici rezultă 3x mai mic decât 3. Împărțim acum cu 3. Atenție, 3 este un număr pozitiv. Un număr pozitiv nu schimbă sensul inecuației. Rezultă mai departe x egal cu 1. Mai mic decât 1. Bun. Mai mic decât 1. Spuneam că nu schimbă sensul relației de ordine. Deci am împărțit cu 3. Avem x mai mic decât 1. Și rezultă de aici. Transformăm această relație într-o relație de apartenență. Respectiv x aparține minus infinit 1. Interval deschis, întrucât am avut strict mai mic decât 1. Rezultat care convine conform răspunsului de la punctul A. Deci minus infinit 1. Pentru exercițiul 14, A este răspunsul corect. Mai departe, trecem la exercițiul 15. Fie matricele A egal cu 1, 2, 1, minus 1, 3, 2 și B egal cu 2, 3, 5, 1, 1, 0. A aparține mulțimii matricilor 2, de tip 2, 3 peste R, adică două linii și trei coloane, iar B aparține mulțimii matricilor de tip 3, 2 peste R, adică trei linii și două coloane. Atunci produsul A or B este. Să pregătim terenul pentru calculul produsului, iată, A or B, este egal cu matricea A, o scriem rapid, așa cum este dată ea, înmulțit cu matricea B. De la început stabilim faptul că prima matrice este de tip 2-3, iată, bine să scriem acest lucru, două linii și trei coloane, a doua este de tip 3-2, adică este de 3 linii și 2 coloane, ceea ce înseamnă că matricea produs va fi de 2 linii și 2 coloane. Deci este egal cu, pregătim în felul acesta terenul pentru așa ceva, adică pentru o matrice de 2 linii și 2 coloane, adică o matrice pătratică de ordinul 2, și trecem la algoritmul cunoscut de obținerea elementelor produsului matricilor. Deci matricea produs va fi de tip 2-2, adică, cum spuneam, o matrice pătratică de ordinul 2. Și acum trecem la algoritm, iată, prima linie operăm cu prima coloană. 1 or 2 plus 2 or 5 plus 1 or 1. Deci 1 or 2, 2 plus 2 or 5, 10, deci până aici 12 plus 1, 13. Primul element este 13. Urmează al doilea element. Prin operarea primei linii cu cea de-a doua coloană. Adică vom avea 1 ori 3, 3. Deci 1 ori 3 plus 2 ori 1 plus 1 ori 0. 1 ori 3, 3 plus 2 ori 1, 2. Deci 3 plus 2, 5. Plus 0. Următorul element este 5. Deci 5 este următorul element. Continuăm acum cu a doua linie. A doua linie operată mai întâi cu prima coloană și obținem minus 1 ori 2 plus 3 ori 5 plus 2 ori 1. Minus 1 ori 2 este minus 2 plus 15 este 13 plus 2 este 15. Deci 15 este următorul element. 15. Și în sfârșit, a doua linie cu a doua coloană. Minus 1 ori 3 plus 3 ori 1 plus 2 ori 0. Adică minus 3 plus 3, până aici avem 0,
plus 0 este 0. Matricea este 13, 5, 15, 0. 13, 5, 15, 0, prezentată la punctul A. Deci răspuns corect pentru exercițiul 15 este A. Și trecem la următorul exercițiu. Exercițiul 16. Să se rezolve inecuația x pătrat minus 3x plus 2 mai mic decât 0 și să se indice mulțimea soluțiilor. Deci inecuația este x pătrat minus 3x plus 2 mai mic ca 0. Aici vom pregăti tabloul cu semnul expresiei de gradul 2. Este un exercițiu ce vizează semnul funcției de gradul 2 dat prin legea x pătrat minus 3x plus 2. Aici vom avea x minus infinit plus infinit. Și aici, bineînțeles, x pătrat minus 3x plus 2. X pătrat minus 3x plus 2 mai mic ca 0 în ecuația aceasta se rezolvă astfel. Se rezolvă mai întâi ecuația atașată în ecuație x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Se ajunge la cele două rădăcini, x1, 2. Putem să rezolvăm, desigur, cu ajutorul formulelor tradiționale, cu delta, dar putem să găsim pentru acest exemplu simplu două numere care adunate dau 3 și înmulțite dau 2. Acestea sunt 1 și respectiv 2. 1 și 2 sunt rădăcinile ecuației. Cum spuneam, se poate rezolva în mod tradițional. Deci 1 și 2 sunt rădăcinile care le trecem în ordinea lor firească pe axa numerelor sau în tabel între minus infinit și plus infinit. La 1 și respectiv la 2, expresia de gradul 2 se anulează și acum urmează regula privind semnul funcției de gradul 2. Între rădăcini va avea semn contrar lui a, a este 1, coeficientul x pătrat, care este pozitiv. Deci, între rădăcini semn contrar lui a înseamnă minus, iar în afară semnul plus. Fapt pentru care rezultă că x aparține, iată, ne uităm din nou la cerință, deci la rezolvarea inecuației, da, de aici, ni se cer valorile lui x pentru care expresia x pătrat minus 3x plus 2 să fie mai mică decât 0, citind din tabel, între 1 și 2 expresia este negativă. Deci x aparține de la 1 la 2. Este vorba de interval deschis, întrucât s-a cerut strict mai mic decât 0. Deci 1, 2 este rezultatul care este surprins la punctul A. Deci la 16 rezultat corect este A. Următoarele exerciții, de la 17 la 20, exercițiul 17. Fie ecuația 2x pătrat minus 3x plus 1 egal cu 0, cu x1 și x2 rădăcinile sale. Atunci 1 supra x1 plus 1 supra x2 este. Să rescriem rapid această ecuație de gradul 2 și ne propunem să calculăm suma indicată, 1 supra x1 plus 1 supra x2, în două moduri. Mai întâi, multor candidați le este convenabil să afle rădăcinile ecuației. Deci să rezolvăm ecuația, iată, printr-o primă metodă, prima abordare. Mai întâi putem scrie că avem ecuația 2x pătrat minus 2x minus x plus 1. Putem să rezolvăm și cu delta, sigur că da, dar avem această oportunitate să scriem pe minus 3x ca minus 2x minus x. Este echivalent în continuare. Dăm acum factor comun din primii 2 pe 2x, primii 2 termeni, pe 2x, pe lângă x minus 1. Iar din următorii 2, minus x plus 1, dăm factor comun, atenție, pe minus, pe lângă x minus 1. Schimba semnul, egal cu 0. Și acum avem posibilitatea să dăm factor comun pe x minus 1, deci obținem x minus 1, pe lângă 2x minus 1 egal cu 0.
De aici rezultă, avem un produs de 2 factori egal cu 0, deci x minus 1 este egal cu 0, sau 2x minus 1 egal cu 0. Din x minus 1 egal cu 0 obținem x 1 egal cu 1 și din 2x minus 1 egal cu 0 obținem 2x egal cu 1, deci x 2 egal cu 1 pe 2. În felul acesta, 1 supra x1 plus 1 supra x2, suma cerută, devine 1 supra x1 care este 1 plus 1 supra x2 care este 1 pe 2. Egal mai departe cu 1 plus, avem aici o fracție supraetajată, plus 2 egal cu 3. Deci 3 este rezultatul scontat, cel care este semnalat la punctul C. Deci pentru exercițiul 17, 3 este rezultatul, deci, cum spuneam, la punctul C. C este propoziția corectă. Promisesem o altă abordare, iată, folosind de data aceasta relațiile lui Viet, pentru aceeași ecuație 2x pătrat minus 3x plus 1 egal cu 0, cunoaștem faptul că x1 plus x2 este egal cu, să scriem și ceea ce am reținut din teorie, minus b pe a, adică este egal cu minus b este minus 3 supra a supra 2 egal cu 3 pe 2. Iar produsul x1 ori x2 este egal cu c supra a cu c pe a egal cu 1 supra 2. Dacă avem de calculat 1 supra x1 plus 1 supra x2, putem aduce aici la numitor comun și obținem, prima se amplifică cu x2, a doua cu x1, deci avem la numărător x1 plus x2, scriem în ordine aceasta, supra x1 ori x2 egal cu, din nou linie de fracție, suma x1 plus x2 este, iată, 3 pe 2, deci 3 supra 2, totul supra x1 ori x2, adică 1 pe 2, deci 1 pe 2, este egal cu 3 pe 2 ori 2 pe 1, care conduce la rezultatul scontat, adică tot la 3. Am debarasat pentru a face loc exercițiului următor, 18. Soluția reală a ecuației logaritm în bază 2 din x plus 3 plus logaritm în bază 2 din x egal cu 2 este. Să rescriem această ecuație rapid. Este vorba de o ecuație logaritmică. Aici vom începe prin a determina domeniul de existență a ecuației. Pentru aceasta punem condiții de existență a logaritmilor. Primul logaritm există dacă x plus 3 este un număr strict pozitiv, iar al doilea dacă x, argumentul x, este de asemenea pozitiv. Avem de rezolvat mai întâi un sistem de inecuații. De aici rezultă, odată că x este mai mare decât minus 3 și de asemenea rescriem x mai mare decât 0. E bine să ilustrăm grafic domeniul de existență a ecuației, iată pe axa numerelor reale, cele două numere semnificative, minus 3 și 0, x mai mare decât minus 3, iată, ilustrăm în felul acesta, reprezintă acest interval, minus 3 plus infinit, și 0 plus infinit, al doilea interval. Aceasta este zona în care putem găsi soluții pentru ecuația noastră. Și acum să ne ocupăm de rezolvarea ecuației propriu-zise, a cărei soluții trebuie să afle neapărat în intervalul 0 plus infinit. Deci revenim la ecuație și o transformăm. Mai întâi avem în membrul stâng o sumă de logaritm în aceeași bază. Deci logaritm în bază 2 din x plus 3 plus logaritm în bază 2 din x va fi egal cu logaritm, da? În bază 2 din produsul argumentelor. Deci din x pe lângă x plus 3. Este egal cu 2. Mai departe este echivalent cu, încercăm să ajungem la egalitatea dintre 2 logaritmi în aceeași bază. Vom scrie mai întâi logaritm în bază 2 din x pe lângă x plus 3
egal cu logaritm în bază 2 din 2 la a doua. Încă o dată, logaritm bază 2 din 2 la a doua este egal cu 2. Avem aceeași bază dintre doi logaritmi egali, rezultă de aici că x pe lângă x plus 3, deci x pe lângă x plus 3 este egal cu 2 la a doua, adică cu 4. Echivalent mai departe cu x pătrat plus 3x minus 4 egal cu 0. Putem rezolva în diferite forme această ecuație, fie apelând la formulă, fie găsind două numere care adunate să ne dea minus 3 și mulțite să ne dea minus 4. Rădăcinile, sub o formă sau alta, putem calcula x1, 2 egal cu cele două rădăcini sunt minus 4 și 1. Într-adevăr, minus 4 plus 1 este minus 3. Ne gândim aici la ecuația de forma x pătrat minus sx plus p, unde s și p sunt rădăcinile ecuației. Deci minus 4 plus 1 este minus 3 și minus 4 ori 1 este minus 4. Cu minus 4, bineînțeles, cum spuneam, putem să apelăm la formula tradițională pentru cei care nu sunt siguri pe calculul lor. Deci minus 4 se află în această zonă, nu aparține domeniului de existență, deci minus 4 nu aparține, să zicem, lui D, căci domeniul este, să scriem și aici, 0 plus infinit, așa cum ilustrează figura. Deci nu aparține domeniului D, pe când 1 se află în această zonă, iată, 1 aparține domeniului. Din această discuție rezultă că soluția acestei ecuații este mulțimea formată doar din elementul 1. Chestiune care este stabilită la exercițiu 18 la răspunsul A. Deci pentru 18 răspunsul corect este A. Trecem mai departe la exercițiul 19. Mulțimea soluțiilor reale ale ecuației radical din x pătrat plus 1 egal cu 10 este. Avem deci o ecuație irațională, deoarece x se află sub radical. Putem să punem condiția x pătrat plus 1 mai mare sau egal cu 0, însă x pătrat plus 1 fiind mai mare decât 0, oricare ar fi x real, urmează că domeniul de existență pe care o notăm cu D este axa numerelor reale. Deci, practic, nu avem restricții. Vom trece direct la rezolvarea propriu-zisă. Ridicăm la pătrat în ambii membri și obținem echivalent mai departe cu x pătrat plus 1, am eliminat radicalul, egal cu 10 la pătrat. De aici rezultă x pătrat egal cu 10 la pătrat este 100 minus 1. Rezultă în continuare x pătrat egal cu 99. De aici rezultă x1, 2, avem două soluții și amândouă vor fi valabile întrucât suntem în R. Deci x1, 2 este egal cu plus sau minus radical din 99. Egal mai departe cu plus sau minus radical din 9 ori 11. Convenabil pentru a scoate de sub radical. Este plus sau minus 3 radical din 11. Așadar, soluția acestei ecuații este mulțimea formată din plus sau minus 3 radical din 11. Fapt pentru care punctul C este cel corect. Aici avem atât minus 3 radical din 11, cât și 3 radical din 11. Deci la 19, răspuns corect C. Și acum vom trece mai departe la următorul exercițiu. Da? Exercițiu 20.
fie matricea A egală cu 1 minus 1 0 2 1 3 0 x 1, unde A aparține lui M3 peste R, X aparține lui R, deci o matrice pătratică de ordinul 3. Valoarea lui X pentru care A nu este inversabilă este. Cunoaștem faptul că nu există A la minus 1, deci matricea A nu este inversabilă dacă și numai dacă determinant de A este egal cu 0. De ce? Pentru că A la minus 1, dacă ar exista, ar fi egal cu 1 supra determinant de A ori A adjunct. Oricum, determinant de A apare la numitor. Determinant de A, dacă este 0, atunci nu există A la minus 1. Fapt pentru care vom calcula, desigur, determinantul matricii și vom obliga sau vom impune ca determinantul matricii să fie egal cu 0. Iată, deci, vom scrie determinant de A egal cu 0, care este echivalent cu, folosim notația specifică determinantului și scriem elementele matricii. Pe prima linie, 1, minus 1, 0, a doua linie, 2, 1, 3 și 0, x, 1. Desigur, putem egal, bineînțeles, egal cu 0. Ne ducem prin echivalență, deci egal cu 0. Avem o ecuație în care necunoscuta este x. Bineînțeles că determinantul se poate calcula în diferite moduri și cu regula lui Sarrus, cu regula triunghiului. Preferăm totuși să mergem pe calea proprietăților determinanților. Avem aici o oportunitate de a aduna la a doua coloană prima coloană, să obținem mai mulți de 0 pe prima linie. În felul acesta se obține în continuare echivalent cu, da? Din nou avem determinant de ordinul 3. Prima coloană rămâne neschimbată, deci 1, 2, 0. A doua coloană se modifică, adunăm, cum spuneam, prima coloană la a doua coloană și obținem 0, 3, x. A treia coloană, de asemenea, rămâne neschimbată, 0, 3, 1, egal cu 0. Echivalent mai departe, echivalent cu, acum vom dezvolta în funcție de primul element, deci dezvoltăm determinantul pe linia întâi, în funcție de primul element, 1, bordând linia și coloana pe care se află și reducem la un determinant de ordinul 2. Felul acesta obținem determinantul de ordinul 2, deci echivalent cu, avem deja un determinant de ordinul 2, și anume 3, 3, x, 1. Deci 3, 3, x, 1, egal cu 0. Echivalent mai departe, calculăm determinantul de ordinul 2, este 3 minus 3x, egal cu 0. De aici rezultă 3x egal cu 3, rezultă mai departe x egal cu 1. Deci valoarea pentru care, al lui x, pentru care determinantul este 0 și deci matricea nu este inversabilă, este x egal cu 1. Fapt confirmat la punctul B. Deci corect pentru 20 este B. Următorul set de exerciții de la 21 la 24, exercițiul 21. Pe R se consideră legea de compoziție x operat cu y sau circuleț y egal cu xy plus x plus my. Să se determine m astfel încât legea să fie asociativă. Să rescriem această lege rapid, da? Și ne ocupăm de proprietatea de asociativitate a acestei legi. Deci dorim ca x operat cu y operat cu z în această asociere, prima dată x operat cu y, să fie egal cu x operat cu y operat cu z în această formă de asociere. Bineînțeles, asta trebuie să se întâmple
oricare ar fi X, Y și Z, aparținând lui R, căci pe R este dată legea de compoziție. Ne vom organiza mai întâi, vom nota primul membru cu un roman și al doilea membru cu doi roman. De asemenea, X compus cu Y din primul membru îl vom nota cu alfa, iar paranteza din al doilea membru, Y operat cu Z, cu beta. Și ne ocupăm în continuare cu fiecare membru în parte. Mai întâi, 1 roman este egal cu alfa operat cu Z. Egal în continuare, vom folosi legea de compoziție. Alfa operat cu Z, conform legii, înseamnă alfa Z, plus alfa, prima parte, plus M ori Y, a doua parte, la noi este Z. Egal în continuare. Și acum vom explicita pe alfa. Alfa înseamnă X operat cu Y, deci în loc de alfa vom scrie chiar XY plus X plus MY, totul pe lângă Z. Deci am scris alfa Z, plus, urmează din nou alfa, adică tocmai paranteza, plus XY plus X plus MY și plus MZ, plus MZ. Egal în continuare, desfacem parantezele și obținem XYZ plus XZ plus MYZ plus XY plus X plus MY plus MZ. Ne ocupăm acum de membrul 2. Acesta este egal cu X operat cu beta. Deci X operat cu beta. Egal cu, din nou apelăm la legea de compoziție, X, Y, în cazul nostru X, beta, plus prima parte X, plus M ori a doua parte beta. Este egal mai departe, egal cu X pe lângă, beta este Y operat cu Z, adică este conform legii de compoziție YZ plus Y plus M Y, Y la noi este Z, da, avem beta egal cu Y operat cu Z, a doua parte este Z. Deci X pe lângă YZ plus Y plus MZ plus X plus M și din nou beta, adică tocmai paranteza. YZ plus Y plus MZ. Dezvoltăm și aici. Avem X, Y, Z plus X, Y plus M, X, Z plus X plus M, Y, Z plus MY plus M pătrat Z. Și acum din 1 egal cu 2 ne uităm la rezultatele de la 1 roman și 2 roman și observăm câteva reduceri în urma egalării lui 1 roman cu 2 roman. Și anume, iată XYZ regăsit la 1 roman, el se regăsește și la 2 roman. Acestea două se vor reduce. De asemenea, avem MYZ. MYZ se află și în a doua evaluare, la 2 roman. Din nou se vor reduce. Asemenea și XY se regăsește și aici XY. Se mai reduc și X, respectiv X, de la 2 roman. Și mai găsim și MY, care se reduce cu MY din al doilea membru. În felul acesta ne mai rămâne, din 1 egal cu 2, ne mai rămân XZ, deci X, XZ, plus MZ, plus MZ, egal cu, de la 2 roman, avem MXZ, plus
M pătrat Z. Putem să ducem totul în partea stângă, deci avem XZ plus MZ minus MXZ minus M pătrat Z egal cu 0. Dăm factor comun pe Z și atunci rezultă, în continuare, Z pe lângă X plus M minus MX și minus M pătrat egal cu 0. Rezultăm mai departe. Mai insistăm, vrem să avem un produs din care să obținem în final valoarea lui M independentă de X, Y și Z. Deocamdată atragem atenția că expresia nu mai conține pe Y, deci deocamdată este independentă de Y. Rezultă în continuare Z. Vom avea într-o primă instanță paranteză dreaptă X plus M. Din ultimii doi termeni din paranteză vom da factor comun pe M. Pe lângă X plus M egal cu 0. Rezultă mai departe. Da? Vom da factor comun în paranteză pe X plus M. Nu mai avem nevoie de paranteza dreaptă, deci Z pe lângă X plus M pe lângă, din X plus M rămâne 1, minus M egal cu 0. Avem un produs de 3 factori egal cu 0, ceea ce ne interesează este dacă există un M, astfel încât acest produs să fie 0, independent de X și de Z. Y-ul, cum spuneam, l-am pierdut pe drum, să zicem așa. Deci rezultă de aici că 1 minus M egal cu 0 convine cerinței noastre sau dorinței noastre. Rezultă de aici că pentru M egal cu 1, produsul acesta este 0, respectiv pentru M egal cu 1, asociativitatea este asigurată indiferent de X, Y și Z din R. Ne întoarcem aici, avem la 21, M egal cu 1 este răspunsul corect, deci pentru 21 răspunsul corect este A. Trecem mai departe la exercițiul 22. Mulțimea soluțiilor inecuației 2 pe lângă x minus 2 pe lângă x plus 3 mai mic decât minus 8 este. Să rescriem inecuația rapid. Deci minus 8. Mai întâi preferăm să împărțim la 2 pentru a avea calcule mai ușoare. Iată, vom împărți la 2 și obținem într-o primă fază x minus 2 pe lângă x plus 3 mai mic decât minus 4. Rezultă mai departe, desfacem, ne îndreptăm spre inecuație de gradul 2, x minus 2 pe lângă x plus 3 este x pătrat plus 3x minus 2x, deci plus x, sărim puțin etapele, și minus 2 ori 3, minus 6. Plus 4, aducem și pe minus 4 în partea stângă cu semn schimbat, plus 4 mai mic decât 0. Și ajungem la forma finală, x pătrat plus x minus 2, mai mic decât 0. Rezolvăm ecuația atașată după rețeta cunoscută din clasa 9, rezolvăm ecuația atașată, egal cu 0. Aici x1, 2 este egal cu, se pot găsi ușor, două numere care adunate dau minus 1 și mulțite dau minus 2. Acestea sunt minus 2 și 1, deci minus 2 și 1. Și acum apelăm la un tabel pentru semnul funcției de gradul 2. Iată tabelul, este x de la minus infinit la plus infinit. Și pe a doua linie, semnul expresiei x pătrat plus x minus 2. Bineînțeles, minus 2 și 1 sunt punctele, valorile semnificative, adică rădăcinile ecuației atașate. La minus 2 este 0, la 1 este 0. Între rădăcini este semn contrar lui a, a este coeficientul x pătrat 1, care este pozitiv. Deci între rădăcini semn contrar lui a, deci minus
și în afara rădăcinilor plus. Revenim la inecuație pentru a da răspunsul conform tabelului. Deci ne interesează valorile lui x pentru care x pătrat plus x minus 2 este mai mic ca 0. Conform tabelului, acestea sunt între minus 2 și 1. Rezultă deci x aparține intervalului minus 2, 1. Interval deschis, întrucât avem strict mai mic decât 0. Deci răspunsul la 22 este la punctul B. Minus 2, 1. Trecem deci la 22. Propoziția adevărată este B. Următorul exercițiu, 23. Fie polinomul f aparținând lui R de x, f egal cu x la 3 minus 3x pătrat plus 5x minus 2, cu rădăcinile x1, x2, x3. Atunci, x1 la 3 plus x2 la 3 plus x3 la 3 este. Să rescriem polinomul așa cum este dat el. Este clar că este vorba aici, atunci când se invocă rădăcinile polinomului, întotdeauna vom afișa mai întâi relațiile lui Viet, este aplicație evidentă a relațiilor lui Viet, și vom începe în partea de jos, iată, x1 plus x2 plus x3, apoi x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3, și produsul total, x1, x2, x3. Prima, suma rădăcinilor, este egală cu, să stabilim aici și semnul, suma rădăcinilor va fi minus b pe a, apoi suma de produse parțiale va fi plus c pe a, și pe urmă din nou minus, semnele alternează. Deci, încă o dată, x1 plus x2 plus x3 este minus b pe a, respectiv minus minus 3 supra 1, este egal cu 3. Suma de produse parțiale este c pe a, deci 5 supra 1, deci este egal cu 5. Și produsul total este egal cu minus minus 2 supra 1, respectiv este egal cu 2. Având în vedere că trebuie să calculăm suma cuburilor, vom calcula în prealabil și pe x1 pătrat plus x2 pătrat plus x3 pătrat. Este o sumă des întâlnită ca aplicații și pe care o putem calcula. Suma de pătrate, suma pătratelor rădăcinilor este x1 plus x2 plus x3, totul la pătrat, după formula cunoscută și de elevii de clasa 8, minus de 2 ori x1, x2, minus 2x1, x3 și minus 2x2, x3, adică 2 pe lângă x1, x2 plus x1, x3 plus x2, x3. Continuăm de suma pătratelor, înainte de a calcula suma cuburilor, este egal mai departe cu x1 plus x2 plus x3 este iată 3, ne-am pregătit relațiile lui Viet, deci este 3 la pătrat minus 2 ori, suma de pătrate parțiale este 5, 2 ori 5, este egal cu 9 minus 10, egal cu minus 1. Și acum dorim să atacăm problema aceasta de calcul a sumei cuburilor rădăcinilor. Vedem ce înseamnă noțiunea de rădăcină. Dacă x1, de exemplu, este rădăcina ecuației, atunci rezultă că trebuie să verifice ecuația atașată polinomului, deci sau funcției polinomiale. Asta înseamnă că x1 la 3 minus 3x2, 3x1 pătrat, pardon, plus 5x1 minus 2, deci valoarea funcției în x1 trebuie să fie neapărat egal cu 0. De aceea x1 este rădăcină. În același stil, deci similar, x2 dacă este rădăcină, atunci rezultă, și scriem rapid,
f de x2 este egal cu 0, respectiv scriem x2 la 3-a minus 3x2 pătrat plus 5x2 minus 2 egal cu 0. Și bineînțeles, x3 rădăcină, rezultă. Și acum, bineînțeles, dacă adunăm, tragem linie și adunăm membru cu membru, și dacă pentru organizarea calculului mai anunțăm că suma cuburilor se poate nota cu S3, suma pătratelor pe care noi am calculat-o aici este notată cu S2 și suma din relațiile lui Viet egală cu S1, atunci vom obține, revenind, obținem x1 la 3 plus x2 la 3 plus x3 la 3, adunăm pe coloană, obținem chiar S3, care trebuie calculat, minus 3 pe lângă x1 pătrat plus x2 pătrat plus x3 pătrat, care înseamnă S2, deci minus 3S2, plus 5, dăm factor comun și aici, pe lângă x1 plus x2 plus x3, adică 5S1. Și, bineînțeles, minus 6 este egal cu 0. De aici, necunoscută este S3. Avem, deci, S3 minus de 3 ori S2 care l-am calculat, deci minus 1, de aici, plus 5S1 care este 3, deci 5 ori 3, minus 6 egal cu 0. Rezultă mai departe, S plus 3 plus 15 minus 6 egal cu 0. Adică rezultă mai departe S, 3 plus 15 este 18, minus 6 este plus, deci plus, S plus, 18 minus 6, 12, egal cu 0. Și într-un final, S egal cu minus 12. Deci suma cuburilor este minus 12, rezultat confirmat la punctul C. Pentru 23, corect este propoziția C. Trecem acum la ultimul exercițiu, 24. Fie punctele A de coordonate minus 1, 3, B de coordonate 2, 1, C de coordonate A, 2, A aparține lui R. Dacă area triunghiului ABC este egală cu 4, atunci A este. Să rescriem aceste puncte rapid. Cazul în care avem aceste 3 puncte, care sunt vârfurile unui triunghi, atunci rezultă că area triunghiului, area triunghiului, conform unei formule cunoscute din geometria analitică, este egal cu 1 supra 2 ori un determinant, și anume determinant de ordinul 3, în care pe ultima linie, în mod invariabil avem, pe ultima coloană, pardon, în mod invariabil avem 1, iar pe coloanele 1 și 2 avem tocmai abscisele, respectiv ordonatele celor 3 puncte. Deci minus 1, 3 pentru A, 2, 1 pentru B și A, 2 pentru C. Și calculăm acest determinant. Este egal în continuare, egal cu, vom duce și pe 1, pe 2, să nu uităm, ori, să calculăm acest determinant cu ajutorul regulii lui Sarus. Pentru aceasta este nevoie să rescriem primele două linii, iată, de dedesubtul determinantului, apoi alegem primele trei produse de către trei factori după aceste diagonale, să le desenăm cu albastru, și cu minus cele, suma celorlalte trei produse. Desenăm aici cu roșu. Este celebra schemă a regulii lui Sarus. Deci vom avea, să începem cu o paranteză dreaptă, primele produse, deci, după diagonalele albastre, minus 1 ori 1 ori 1 este minus 1, 2 ori 2 ori 1 este plus 4, A ori 3 ori 1 plus 3A. Minus, ca să nu greșim, punem paranteză rotundă, celelalte diagonale, cele roșii, 1 ori 1 ori A este A,
plus 1 ori 2 ori minus 1 este minus 2, plus 1 ori 3 ori 2, plus 6. Este egal mai departe, egal cu 1 supra 2 pe lângă, minus 1 plus 4 este 3, plus 3a, să desfacem aici paranteza, dar este minus, minus 2 plus 6 putem calcula, este 4, deci vom avea minus a plus 4 cu minus în față, minus 4. Egal în continuare, 1 supra 2 pe lângă 3a minus a este egal cu 2a și 3 minus 4 este minus 1. Știm că area triunghiului, așa se spune în ipoteză, este egală cu 4. Rezultă de aici următoarea ecuație. 1 supra 2 pe lângă 2a minus 1 este egal cu 4. Înmulțim desigur cu 2, obținem 2a minus 1 este egal cu 2 ori 4, 8. Deci 2a este egal cu 1 plus 8, adică 2a este egal cu 9 și de aici rezultă a egal cu 9 pe 2. Deci numărul real pentru care area este egală cu 4 este 9 pe 2, fapt confirmat, iată, la punctul B. Deci pentru 24 răspunsul corect este B. Mai departe, exercițiul 25. Fie polinomele f și g din R de x, f egal cu x la 3 minus x pătrat plus 2x minus 1 și g egal cu x pătrat minus 2x plus 1. Atunci restul împărțirii lui f la g este... Avem de efectuat o împărțire în formatul clasic, iată, pregătim algoritmul pentru împărțirea celor două polinome. Scriem mai întâi de împărțitul, adică polinomul f, un polinom de gradul 3, care se împarte la polinomul g, un polinom de gradul 2, x pătrat minus 2x plus 1. Începem algoritmul împărțirii. X pătrat în x la 3 merge de x ori, avem x ori x pătrat este x la 3, trecem cu semn schimbat în partea stângă, minus x la 3. Apoi x ori minus 2x este minus 2x pătrat plus 2x pătrat. X ori 1 este x minus x. Am trecut cu semn schimbat. Reducem acum termenii asemenea. X la 3 minus x la 3 se reduc, 2x pătrat minus x pătrat este x pătrat, 2x minus x este plus x. Covărâm termenul liber, minus 1. X pătrat în x pătrat merge odată, deci plus 1, 1 ori x pătrat este x pătrat, trecem cu semn schimbat, minus x pătrat, 1 ori minus 2x este minus 2x, trecem cu semn schimbat, plus x și 1 ori 1 este 1, trecem cu semn schimbat, minus 1. Din nou reducem termenul asemenea. X pătrat minus x pătrat se reduc, 2x plus x este 3x, minus 1 minus 1 minus 2. Câtul este x plus 1, iar restul este 3x minus 2. Restul 3x minus 2 este confirmat, iată, la punctul C. Deci pentru 25, răspuns corect C. Trecem la următorul exercițiu, 26. Fie legea de compoziție x compus cu y egal cu 2xy minus 6x minus 6y plus 21, definit pe R. Atunci simetricului 2 este, pentru a afla simetricul unui element din R, simetricului 2, este neapărat nevoie, utilizând legea de compoziție, bineînțeles, să aflăm mai întâi elementul neutru. Pentru aceasta vom scrie proprietatea element neutru. Iată, trebuie să punem în evidență faptul că există un E aparținând lui R, astfel încât X operat cu E egal cu E operat cu X și este egal cu X, rămâne X neschimbat.
având în vedere că legea este ușor de sesizat, este comutativă, vom folosi doar x operat cu e egal cu x. Deci x operat cu e este egal cu x, conduce la, deci este echivalent cu, dezvoltăm x operat cu e conform legii de compoziție, care am pus-o mai bine în evidență aici, este x, 2x ori e, minus 6x, minus 6e, înlocuit pe y cu e, plus 21, egal cu x. Trecem în partea stângă cu semn schimbat, deci vom avea 2xe, minus 6x, minus x este minus 7x, minus 6e, plus 21, egal cu 0. Scopul nostru este de a transforma expresia într-un produs egalat cu 0, de unde să scoatem valoarea lui e. Deci rezultă mai departe, în acest scop, în acest sens, vom da factor comun pe 2e din termenul întâi și al treilea, deci 2e pe lângă x minus 3. X minus 3. Iar din al doilea și al patrulea dăm factor comun pe minus 7. Deci minus 7 pe lângă, din nou, x minus 3 egal cu 0. De aici, bineînțeles, dăm factor comun acum pe x minus 3, deci x minus 3 pe lângă 2e minus 7 egal cu 0. Ori produsul acesta este egal cu 0 pentru orice valoare al x dacă 2e minus 7 este egal cu 0, respectiv dacă e este egal cu 7 pe 2. Rezultat pe care îl marcăm aici, pentru că în funcție de acest rezultat calculăm elementul simetric. Și acum vom trece la aflarea elementului simetric. Vom vedea noi în ce condiții x operat cu un x prim, necunoscuta fiind x prim, este egal cu acest element neutru, adică 7 pe 2. Trecem din nou, utilizând din nou legea de compoziție, să dezvoltăm x compus cu x prim. Este echivalent, într-o primă fază, cu 2 x x prim minus 6x minus 6 x prim plus 21 să fie egal, iată, cu 7 pe 2. X prim ne interesează, fapt pentru care aici vom încerca să avem x prim scris o singură dată, asta înseamnă că dăm factor comun pe x prim, putem da 2x prim, deci rezultă în continuare 2x prim pe lângă x minus 3, x minus 3, este egal cu, trecem toate elementele în partea dreaptă cu semn schimbat. Deci este egal cu 6x minus 21 plus 7 pe 2. Insistăm să-l aflăm pe x prim. Deci pentru x diferit de 3, rezultă că x prim va fi egal cu, accelerăm puțin calculele, ceea ce avem în dreapta, adică 6x minus 21 plus 7 pe 2, aici dacă amplificăm cu 2, obținem minus 42 plus 7, înseamnă minus 35 pe 2, deci putem avea 6x, nu cred că este mare dificultate, să scriem direct, minus 35 pe 2. Am efectuat calculul, minus 21 plus 7 pe 2. Deci, cantitatea din dreapta supra coeficientul x pătrat lui x prim din partea stângă, 2 pe lângă x minus 3, deci 2 pe lângă x minus 3. Aceasta este formula, să-i spunem, pentru aflarea elementului simetric. Știind că, așa cum s-a văzut, elementul neutru era aflat, este 7 pe 2. Deci, pentru x egal cu 2,
2 prim, să notăm simetricului 2, este egal cu, utilizăm această formulă, da? Va fi egal cu 6 ori 2, 6 ori 2, minus 35 pe 2, totul supra 2 pe lângă 2 minus 3. Am înlocuit pe x peste tot cu 2. Este egal mai departe, din nou începem cu de fracție, avem aici, amplificăm cu 2 pe 12, de fapt, 24 minus 35, deci 24 minus 35 supra 2, totul supra 2 ori minus 1, supra minus 2. Este egal mai departe, 24 minus 35 este minus 11, deci minus 11 pe 2 ori 1 supra minus 2. Este egal mai departe cu 11 pe 4. Deci 11 pe 4 este simetricul lui 2. Fapt confirmat la punctul C. 11 pe 4. Pentru 26, deci, răspuns corect este C. Am debarasat și am trecut la exercițiul 27. Soluția ecuației 2 la puterea x plus 2 plus 3 ori 2 la puterea x minus 1 egal cu 11 pe 4 este. Să rescriem rapid această ecuație, care este o ecuație exponențială, fapt pentru care, bineînțeles, domeniul de definiție al ecuației este R, nu trebuie să punem niciun fel de condiții. Se poate rezolva în mai multe forme această ecuație. Vom prefera să aducem la forma 2 la x expresia ce apare în primul membru. Iată, 2 la puterea x ori 2 la a doua, folosim proprietățile puterilor, plus 3 ori 2 la puterea x ori 2 la minus 1, 2 la puterea x ori 2 la puterea minus 1, egal cu 11 pe 4. Transformăm și această formă, avem 4 ori 2 la x plus 3 ori 2 la x, da? Supra 2. Putere cu exponent negativ, 2 la minus 1 este 1 pe 2, egal cu 11 pe 4. Pentru a nu mai avea fracții, putem să mulțim cu 4, cu numitor comun, și obținem 16 ori 2 la x plus, se simplifică aici cu 2, 2 ori 3, 6 ori 2 la x este egal cu 11. Este echivalent în continuare cu 16 ori 2 la x plus 6 ori 2 la x este egal cu 22 ori 2 la x este egal cu 11. Bineînțeles, puteam să notăm 2 la x cu t, să folosim o substituție. Exercițiul fiind totuși destul de simplu, am rămas la 2 la x. De aici rezultă mai departe 2 la x egal cu 11 supra 22, rezultă 2 la x egal cu, se simplifică desigur cu 11, 1 pe 2. Mai departe scriem ca o putere a lui 2 și membru drept, 1 pe 2, revenim la puteri cu exponent negativ, pe drumul invers, este 2 la minus 1. Și de aici, bineînțeles, egalăm exponenții, x egal cu minus 1. Soluția este mulțimea formată din elementul minus 1, rezultat remarcat la punctul B. Deci pentru 27, corect este B. Am trecut și la ultimul set de 3 exerciții, de la 28 la 30. Exercițiul 28. Pe Z se consideră legile de compoziție x cerculeț y egal cu x plus y plus 2 și x asterix y egal cu x plus my minus 2. Iar f este o funcție definită pe z cu valori în z, f de x egal cu 2x plus 6 este legea acestei funcții. Și este un morfism între grupurile z cerculeț și respectiv z asterix. Dacă este deci un morfism, atunci m este. Deci trebuie să-l aflăm practic pe m, astfel încât funcția dată se reprezinte un morfism între cele două grupuri. Deci se consideră că
Cele două structuri algebrice sunt, într-adevăr, grupuri, deci nu trebuie să ne ocupăm de acest lucru. Și să verificăm doar, în cazul în care ele sunt grupuri, că F este un morfism. Să scriem legea, rapid, f de x egal cu 2x plus 6, o funcție de grad 1, să arătăm că această funcție, pe baza legilor de compoziție din cele două grupuri, este un morfism de la grupul Z cerculeț, iată, la grupul Z asterix. Deci F reprezintă un morfism. Vom da legea morfismului, adică F de X cerculeț Y este de la primul grup la al doilea grup, deci vom folosi mai întâi F de X compus cu Y după legea cerculeț de la primul grup, trebuie să fie egal cu F de X operat de data aceasta asterix cu F de Y. Deci egalitatea este adevărată, se spune în problema că este un morfism, deci această egalitate trebuie verificată pentru un anumit M pe care trebuie să îl aflăm. Mai întâi F de X compus cu Y, vom respecta legea funcției, deci este echivalent cu F de X compus cu Y înseamnă 2 pe lângă X compus cu Y plus 6. Acesta este f de x compus cu y. Este egal cu f de x operat cu f de y, după legea a doua. Deci trebuie să aplicăm legea asterix, legea celui de-al doilea grup. Acesta ne spune că este prima parte x, în cazul nostru este f de x, scriem f de x, apoi plus my plus m, ori a doua parte y, în cazul nostru f de y, minus 2. Echivalent mai departe, 2 pe lângă, respectăm acum legea primului grup, x compus cu y, înseamnă x plus y plus 2 plus 6, este egal cu f de x, se reprezintă conform legii funcției care este morfism, este 2x plus 6 plus m pe lângă f de y, este conform legii 2y plus 6 minus 2. Continuăm, dezvoltăm aici, desfacem paranteza, este 2x plus 2y plus 4 plus 6 este egal cu, desfacem și aici paranteza, 2x plus 6 minus 2, reducem totuși, plus 4, plus, desfacem paranteza, 2my plus 6m. Apoi 2x din primul membru, iată, se reduce cu 2x din membrul al doilea, 4 cu 4, și obținem 2y plus 6 egal cu 2 my plus 6m. Avem posibilitatea să și împărțim la 2. Da, o facem. Se mai simplifică. Deci y plus 3 este egal cu my plus 3m. Trecem în partea dreaptă. Rezultă în continuare y minus my, deci minus my, grupăm deja, plus 3 minus 3m, egal cu 0. Apoi vom încerca să aducem la un produs, după cum se vede, deja expresia este independentă de x, s-a redus x, trebuie să-l aflăm pe m, care, independent de y, face ca expresia din partea stângă, într-adevăr, să fie 0. Vom da factor comun pe y din primii doi, 1 minus m, plus dăm factor comun pe 3, 3 pe lângă 1 minus m, egal cu 0. Rezultă mai departe 1 minus m pe lângă y plus 3,
egal cu 0. Avem un produs de 2 factori egal cu 0. Acest produs, independent de Y, este 0 dacă primul factor, adică 1 minus M, este egal cu 0. Asta, oricare ar fi Y, face ca asta să fie, deci produsul, să fie egal cu 0. Deci rezultă de aici că pentru M egal cu 1, avem îndeplinită proprietatea de morfism. Deci M egal cu 1, iată confirmat la punctul B. Pentru 28, corect este B. Trecem la exercițiul 29. Fie ecuația 3 cu căciulă x plus 4 cu căciulă egal cu 1 cu căciulă în Z6. Deci clas în mulțimea restelor modulo 6. Atunci produsul soluțiilor ecuației este. Să rescriem ecuația noastră, da? Așa cum este dată ea. Z6, reamintim, este vorba de, bine să fie scris întotdeauna, să știm în ce mulțime lucrăm, este mulțimea formată din 0, 1, 2, 3, 4, 5, bineînțeles cu căciulă, este vorba de mulțimea resturilor, claselor de resturi, modulo 6, așa, și să începem să rezolvăm ecuația. Mai întâi, vrem să atragem atenția pentru toată lumea, că dacă am fi avut 3x plus 4 egal cu 1 în mulțimea numărilor reale, treceam pe 4 în partea dreaptă cu sens schimbat. Adică rezulta un prim pas 3x egal cu 1 plus minus 4. Adică, practic, 4 trece dincolo cu opusul. Deci minus 4 este opusul lui 4. Cam în același stil, de fapt, similar, se realizează rezolvarea aceasta, acest prim pas, și pentru ecuația noastră, în care coeficienții, ca și x-ul, fac parte din Z6. Deci vom trece pe 4 în partea dreaptă, cum s-ar spune la numerele reale, cu sens schimbat, adică trecem partea dreaptă cu opusul său. Deci vom avea 3 cu căciulă x este egal cu 1 cu căciulă, plus opusul lui 4, ori opusul lui 4 în Z6 este 2. Căci 2 plus 4 este 0, tot așa cum aici, minus 4 plus 4 era egal cu 0. Deci 2 este opusul lui 4. Așa am făcut trecerea lui 4 cu căciulă în partea dreaptă cu sens schimbat. Continuăm. 3 cu căciulă x este egal cu 1 plus 2 este 3 cu căciulă. Și acum verificăm toate elementele din Z6, este o mulțime finită, deci dacă x este egal cu 0, rezultă, deci bineînțeles că vom verifica în această ultimă formă a ecuației noastre toate clasele de resturi pentru a vedea care verifică ecuația. Dacă x egal cu 0, vom avea 3 cu căciulă ori 0 cu căciulă, care este egal cu 0 cu căciulă. Deci nu este egal cu 3. Dacă x este egal cu 1, rezultă 3 cu căciulă ori 1 cu căciulă este egal cu 3 cu căciulă. Deci iată o primă verificare, 1 este o primă soluție. Dacă x este egal cu 2, atunci rezultă 3 cu căciulă ori 2 cu căciulă. Suntem în Z6, 3 ori 2 fac 0. Trebuie cunoscut, bineînțeles, operațiile din Z6. 3 ori 2 este egal cu 6, iar restul împărțirului 6 la 6 este 0. Asta ar fi o explicație. X este egal cu 3, rezultă 3 cu căciulă ori 3 cu căciulă este egal. 3 ori 3 ar fi 9, restul împărțirului 9 la 3 este 3, deci 3 ori 3 în Z6 este egal cu 3 și iată, încă o dată se verifică ecuația 3x egal cu 3, deci x egal cu 3 va fi o nouă soluție. X este egal cu 4, rezultă, vedem, 3 ori 4 ne dă înmulțirea lui 3 cu 4, ne dă un multiplu de 6, 12, restul împărțirului 12 la 6, sigur că este 0, deci 3 ori 4 cu căciulă este egal cu 0. Și x este egal cu 5, ultima clasă de resturi, rezultă 3
ori 5 este egal din nou cu 3, căci avem de face aici cu restul împărțirii lui 15 la 6, care este egal cu 3. 15, de fapt, este cu 3 mai mare decât cel mai mare multiplu de 6 care intră în 15, este 12. Deci 3 este din nou verificată ecuația noastră. Ecuația este astfel, iată, verificată pentru x egal cu 1, pentru x egal cu 3 și pentru x egal cu 5. Ceea ce înseamnă că, deci rezultă din acest demers al nostru, rezultă că soluția ecuației 3 cu căciulă x plus 4 cu căciulă egal cu o căciulă este următoarea. 1, 3 și 5. 1, 3 și 5. Ne întoarcem la cerință. Produsul soluțiilor ecuației este, deci trebuie să facem, să efectuăm produsul, 1 ori 3 ori 5 este egal cu 3 ori 5 și din nou este egal cu 3. Deci 3 este produsul anunțat la punctul A. Pentru 29, A este răspunsul corect. Am trecut și la exercițiu 30, ultimul exercițiu. Fie ecuația 2x la 4 minus 2x la 3 minus 5x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Cu rădăcinile x1, x2, x3, x4. Atunci produsul soluțiilor reale ale ecuației este. Să rescriem această ecuație de gradul 4. Rădăcinile x1, x2, x3 și x4, cele patru rădăcini ale acestei ecuații, pot fi rădăcini reale sau complexe, nereale. În general, pentru ecuație de gradul 4, avem într-adevăr 4 rădăcini, dar nu cunoaștem dacă toate rădăcinile sunt reale. De aceea ne propunem să rezolvăm această ecuație. Putem să sesizăm că ecuația aceasta, având în vedere că au coeficienții lui x la 4, respectiv termenul liber, aceeași, minus 3 coeficientul x la 3 și minus 3 coeficientul lui x este de asemenea minus 3, urmează că această ecuație este o ecuație de un anumit tip. Ea se numește ecuație reciprocă de gradul 4, care are și o formă de rezolvare, o rețetă de rezolvare. Rezolvarea acestei ecuații pornește de la posibilitatea de a împărți cu x pătrat, cu termenul din mijloc, practic, cu x pătrat. Beneficiem de posibilitatea aceasta, întrucât x egal cu 0 din start nu este soluție pentru ecuație, deci x este diferit de 0. După împărțirea cu x pătrat, rezultă următoarea ecuație. 2 ori x la pătrat, căci x la 4 asupra x pătrat este x pătrat, minus 3 ori x, deci 3x, minus 5, minus 3 ori x supra x pătrat, care este 1 supra x, plus 2 supra x pătrat, deci 2 ori 1 supra x pătrat, egal cu 0. Rezultă mai departe, cum ne uităm la termenii care conțin pătrate, x pătrat, respectiv 1 supra x pătrat, și vom da factor comun pe 2, deci 2 pe lângă x pătrat plus 1 supra x pătrat. Apoi am beneficiat de faptul că ecuația este reciprocă și coeficienții sunt identici, simetrici. Minus 3 pe lângă x plus 1 supra x. Minus 5 egal cu 0. Apoi vom scrie în prima paranteză x pătrat plus 1 supra x pătrat este o sumă de două pătrate care provine dintr-un binom sumă la pătrat. Adică putem scrie, ca să explicăm această construcție, este x pătrat plus 2 plus 1 supra x pătrat, că cum se remarcă am introdus un 2, și minus 2. Minus 3 pe lângă x plus 1 supra x
minus 5 egal cu 0. Am apelat la acest artificiu de calcul, întrucât aici avem un binom la pătrat. Prima parte la pătrat, x pătrat, plus de două ori prima ora a doua, x și 1 pe x sunt cele două părți, și plus 1 pe x pătrat. Rezultă mai departe. Deci, este 2 pe lângă x plus 1 supra x, totul la pătrat. Să facem din nou verificarea. Prima parte la pătrat, x pătrat, plus de două ori prima ora a doua, 2x ori 1 pe x este 2, de aceea am adunat și am scăzut 2, plus a doua parte la pătrat, 1 pe x pătrat, minus 2, minus 3 pe lângă x plus 1 supra x, minus 5 egal cu 0. Și suntem în situația bună în care putem să notăm cu t x plus 1 pe x, că se repetă în întreaga expresie. Deci vom face următoarea substituție, t egal cu x plus 1 supra x. Grație acestei substituții rezultă ecuația în t, 2 pe lângă t pătrat minus 2, minus 3t, minus 5, egal cu 0. Dezvoltăm, este 2t pătrat, minus 4, minus 3t, minus 5, egal cu 0. Și de aici rezultă în continuare 2t pătrat, 2t pătrat, minus 3t, minus 4, minus 5, este minus 9, egal cu 0. Avem deci această ecuație în t, o ecuație de gradul 2, pe care o vom rezolva. Mai întâi delta, să zicem delta t, este egal cu 9 b pătrat minus 4ac, deci plus 4 ori 2, 8, 8 ori 9, 72, egal cu 81. Avem soluții reale în t. T1, 2 este egal deci cu, conform formulei, este egal cu minus b, adică minus minus 3, deci 3, plus sau minus radical din 81, supra 2a, supra 2 ori 2, supra 4. Este egal cu 3 plus minus 9 supra 4, care conduce la două soluții. 3 plus 9 este 12 pe 4, 3, prima soluție în t, și 3 minus 9 minus 6 supra 4 este minus 3 pe 2. Revenind la substituție, rezultă că x plus 1 pe x este egal cu 3, sau x plus 1 pe x este egal cu minus 3 pe 2. Din prima rezultă că x pătrat, deci rezultă ecuația x pătrat, am înmulțit aici peste tot cu x, deci este egal cu x pătrat, vom avea 3x în partea dreaptă, deci minus 3x plus 1, am urgentat puțin, este egal cu 0. Aici delta este egal cu 9 minus 4ac, deci minus 4, egal cu 5. Rezultă că x1, 2 este egal cu, putem găsi cele două rădăcini, avem două rădăcini reale, primele rădăcini reale, este vorba de minus b, adică 3, plus minus radical din 5 pe 2, 2a supra 2. De asemenea, trecând la cealaltă ecuație, înmulțind aici cu 2x, numitorul comun, obținem 2x pătrat plus 2 egal cu minus 3x. Minus 3x se simplifică cu 2, minus 3x. Rezultă în continuare 2x pătrat
plus 3x plus 2 egal cu 0, dar aici delta este egal cu 9 minus 4 ori 4 minus 16 mai mic ca 0, deci nu avem x1, x3 și x4, să le notăm așa, aparțin numerelor complexe, numerelor complexe, mai puțin numerelor reale, deci mai puțin R. În final putem să apreciem că ecuația de gradul 4 are două rădăcini reale, iată acestea sunt, în particular ele sunt două ecuații, două rădăcini iraționale, dar sunt reale, da? X1 și X2, urmând ca celelalte două să fie numere complexe. Ne întoarcem la cerință. Ni se cere produsul soluțiilor reale. Păi în această fereastră vom scrie care este produsul. Produsul soluțiilor reale, adică X1 ori X2, singurele soluții reale ale ecuației, egal cu prima rădăcină, să zicem că este 3 minus radical din 5 supra 2 ori 3 plus radical din 5 pe 2. Este egal cu, avem 3 minus radical din 5 pe lângă 3 plus radical din 5, adică 9 minus 5 supra 2 ori 2, 4, egal cu, am aplicat aici produsul sumei prin diferență, a pătrat minus b pătrat, adică 9 minus 5, supra 4, este egal cu 4 supra 4, egal cu 1. Acesta este produsul soluțiilor reale ale ecuației de gradul 4. Și este rezultatul surprins la punctul B. Deci pentru 30, corect este B.